La Universitatea Politehnică din Timișoara a avut loc astăzi o dublă lansare editorială. Cartea Cronologia Banatului între 1716 și 1753 și broșura Hoteluri, restaurante și cafenele în Timișoara secolului al XVIII-lea. Cărțile cuprind informații istorice despre Banatul medieval. Cronologia Banatului între 1716 și 1753 de Ioan Hațegan și Alexandru Coșa este structurată în două volume ce însumează 770 de pagini. Autorii au cules și ordonat timp de 3 ani informații din cronici și documente despre începutul stăpânirii habsburgice în Banat. Este o cronică a vieții Banatului, a modernizării sale, văzut prin ochii oficialităților. Traducerea din germană în română, stilizată, făcută împreună cu colegul meu veteran de la Academie, dr. Alexandru Coșa, a rezumatelor actelor administrației militare habsburgice dintre 1716 și 1753. Le-am xeroxat, le-am scris la fiecare anul, volumul și pagina. Au fost câteva bune zeci de mii de fișe, unele așa, altele atât, da? Că eu le ziceam că fac tăiței, în sensul că sunt foarte scurte în esență. Le-am pus așa un tank, după care am început să le ordonez. Întâi pe ani, urmă pe luni și urmă pe zile. Broșura Hoteluri, restaurante și cafenele în Timișoara secolului al XVIII-lea de Ioan Hațegan a apărut la editura Banatica, seria Istoria. La eveniment au participat reprezentanți ai vieții academice și universitare, profesori și elevi de la liceele timișorene. Cele două volume prezentate astăzi, Cronologia Banatului de la 1716 la 1735, însumează sute de documente care au fost prelucrate de un istoric maghiar, documente originale toate pierdute. Dacă nu ar fi fost traduse și prelucrate de acest istoric maghiar și iată astăzi tipărite prin purtarea de grijă a domnului profesor Ioan Hațegan, noi am cunoaște foarte puține lucruri despre această perioadă de la cucerirea Timișoarei, eliberarea Timișoarei de la 1716 și perioada de instaurare a autorității imperiale habsburgice în Banat, adică până la anul 1735. Cele două cărți fac parte din programul editorial realizat de Fundația Politehnică din Timișoara, dedicat manifestărilor premergătoare evenimentelor din anul 2021, când orașul de pe Bega devine capitală europeană a culturii.